ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Alexandra Dicu la o nouă ediție a emisiunii Lada de Zistri. Iată-ne din nou astăzi, în această duminică frumoșică de iarnă. Nu mai e frig cum a fost în săptămâna trecută. De ce? Pentru că astăzi am ales să am alături de mine deja o prietenă dragă la noi, la Etalon. Vine cam în fiecare lună și vreau să o sancționez, că vreau să fie mai prezentă. Nu v-am mai văzut de anul trecut, doamna Violeta Constantin. Doamne, tot mai durat de zile. Bine te-am găsit, draga mea Alexandra, bine am găsit pe dragii noștri telespectatori. Trebuia să vin mai la începutul anului, dar cu zăpezile nu am reușit să ajungem, nu am riscat să plec la drum cu mașina. Și chiar săptămâna trecută am primit telefoane, când o mai aduceți pe Violeta Constantin? Da, promit că o să vin în fiecare lună, dar o dată pe lună este suficient. Și acea doamnă Alexandra, da, în fiecare duminică vă dă dedicație. Mulțumesc, Alexandra. Dar ce v-a schimbat? V-a crescut părul? Mi-a crescut părul, mi-am făcut câteva șuvițe blonde, cum se poartă acum. Și eu m-am schimbat. Da, am observat. Da, pentru că nu a zis nimic de coafura mea de astăzi. Cât ai stat să te faci la păr așa? Păi, câte ore? Păi eu m-am și tuns, nu se observă? Ba da. M-am tuns săptămâna trecută, înainte am avut părul mai lung și a stat cam o oră. Dar seara asta mai puțin, vreo 35 de minute. Încep să capezi dexteritate și te faci mai repede. Da, păi nu mă fac eu, mă face mami, că vă dați seama. Da, bravo, mami. Da, i-am zis să își deschidă un salon. Un salon, da. Păi da, în timpul liber. Nici nu ați venit bine, că deja avem un prin telefon. Răspundem la telefon, nu lăsăm... Adă, bună ziua! Bună, Alexandra! Bună, Violeta! Te pup! Bună ziua! Îmi pare foarte bine că am reușit să intru. Am mai fost când ai mai fost data trecută la emisiune, n-am reușit nicio formă. Te-am văzut pe altă televiziune, frumoasă ca de obicei. Mulțumesc! Cu vocea minunată. Te iubesc foarte mult. Mulțumim! Și copiii mei. Și, din păcate, nu am niciun CV cu tine. O să încerc să fac rost de unul ca să te ascult mai des. Puneți copiii să descarce de pe internet. Da, o să-i pun. Când o să vină din Italia, că no. Sunt plecat, am niciun aici. Am înțeles. Da. Bine, Violeta, vă doresc o zi bună. Mulțumim. Și succes la amândouă. Mulțumim. Și o zi bună și frumoasă. La revedere. Mulțumim la fel. La revedere. La revedere. Am petrecut împreună Crăciunul. A fost un Crăciun frumos. Da, primul Crăciun petrecut împreună. Da, cu noi două și alți colegi, de fapt. Da. A fost o emisiune frumoasă. Sper că și telespectatorii au primit-o cu drag. Sunt convinsă. Chiar am primit mesaje. Am spus că am făcut cel mai frumos Crăciun cu cei mai buni soliști, cei mai frumoși. Mulțumim tuturor celor care ne-au scris și care au sunat. Și-a venit anul acesta. Din păcate nu am noutăți. Dar e nimic, că telespectatorii noștri abia așteaptă să asculte melodiile acelea, mai ales cu vânătorul. Imediat luăm și telefonul și eu abia aștept să ascult melodia aia cu Te iubesc. Te iubesc. Și ne-a petrecut cu Petrică Constantine. Da. Iată, mai avem un telefon. Alo, bună ziua. A închis domnul. Nu este nicio problemă, ne așteptăm să revină. Doamna Violeta, ați întârziat. Iar am întârziat. Din nou. Traficul, ce să fac? Eu plec de vreme, dar... De ce nu vă gândiți să vă luați o casă și la râni cu Vâlcea? Nu, dar deja de prea mult, deja prea mult. E... Sau bine, eu știu, cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu ce zic că ar fi bine. Câte o casă așa în fiecare oraș? Nu. Iată că, cred că a revenit telespectatorul. Avem telefon. Alo, bună ziua. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Popescu Gheorghe din Stoine. Da. Alexandru, un cântec pentru 9 februarie, eu sunt fidelul dumneavoastră. Știu, vă mulțumesc frumos. Îmi place foarte mult de dumneavoastră și de emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna, să-mi cânte și mie o melodie de dușman și mă la mulți ani. Le facem, cum să nu? Pentru Popescu Ioana și Popescu Alexandru. Desigur. Familia Popescu din Stoinești. Da, domnul Popescu, facem. Eu vă sun întotdeauna că îmi place de emisiunea dumneavoastră. Da, vă mulțumesc. V-am recunoscut de săptămâna trecută, da. Da, vă sun mereu că îmi place de dumneavoastră. Mă sunați și dumneavoastră și mă sună și soția. Da, vă sună că vă e drag. Da, mulțumim frumos. Bine-ți Vâlcea. Mulțumim. La revedere. Să rămâneți telespectatori fideli. Da.
Am vorbit destul, vă punem să cântați. Să trec la treabă, da? Da. Nu știu ce piese sunt, Alexandra le-a pregătit. Da, eu le-am... Vă facem o surpriză. Da, să vedem cu ce începem. Da, dar mai avem un telefon. Alo, da? Bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua! Aș dori și-o, dacă se poate, toată emisiunea dumneavoastră să dedic băiatului meu, ieri, Lăcusteanu Mugurel, a făcut o frumoasă vârstă de 22 de ani. La mulți ani. Din partea tatălui, mamei, sunt în zona Ostroveni. Și pentru iată, aproape de noi. Domnul Balusache de la Slatina, care acum o săptămână a făcut o frumoasă vârstă, dacă ați putea și aveți în repertoriul dumneavoastră cu o melodie de băiat. Cred că avem, avem. Dacă nu, toată emisiunea dumneavoastră... Cum să nu? Băiatului. Cu mare drag, cu mare drag. Vă mulțumesc mult de tot, sănătate, numai bine. Doamne ajută, la revedere. Haideți acum să ne cântați până anul sunt următorul. Gata, m-am ridicat. Ia uite, telefonul deja se aude sunând. Luăm telefon sau cântăm? Păi, haideți să ne cântați. Haideți. A, dar colegul meu, nu știu, face surprize. Eu zic să ne cântați, dar el vrea să luăm următorul telefon. Nu? Raul, luăm telefon sau cântăm? Luăm un telefon. Luăm un telefon. Un telefon. Alo, bună ziua! Aștept! Alo! Da, de română! Bună ziua! Ce faceți, doamnă? Mulțumesc bine, dumneavoastră! Vreau și o muzică! Ia spuneți! Cu Petrică cu mustață! Păi pe Petrică cu mustață nu-l avem! Dar pe cine? Altcineva! Vedem noi ce o găsi pe acolo prin piese! Băgați în dumneavoastră o muzică mie de... Gata, o domne! O dedicație așa frumoasă! Facem, cum să nu? Pentru Cornea, auziți? Auzim? Da, 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 auziți, doamnișoară? Da, da. Dacă nu bagăm pe altul cu Niculin Astrican. Nu, nu, doar cu Violeta Constantin azi. Da, vă mulțumim. Alo? Cu... Da, da, ne auziți? Băgăm cu Niculin Astrican. Vă băgăm cu doamna Violeta Constantin, toate melodiile de astăzi. Mulțumim frumos pentru telefon. Haideți pentru toți telespectatorii noștri. Cu drag. Șapte, numai pentru tine bate viața mea, n-aș da-o la nimenea, numai ție viața mea. Am o inimă, nu șapte, numai pentru tine bate, da, 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 n-aș da-o la nimenea, numai ție viața mea. Te iubesc, dragostea mea, te iubesc, ești viața mea. Lângă tine eu voi fi și bătrâne vom iubi. Te iubesc, dragostea mea, te iubesc, ești viața mea. Lângă tine eu voi fi și bătrâne vom iubi. Nici altceva, vreau numai dragostea ta, viața mea, și dacă te-oi supăra, să mă ierți că sunt a ta. Nu vreau bani, nici altceva, vreau numai dragostea ta, da, 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 și dacă te-oi supăra, să mă ierți că sunt a ta. Te iubesc, dragostea mea, te iubesc, ești viața mea. Lângă tine eu voi fi și bătrâne vom iubi. Te iubesc, dragostea mea, te iubesc, ești viața mea. Lângă tine eu voi fi și bătrâne vom iubi.
și la rău, dar și la bine, vreau să te știu lângă mine. Viața mea să nu fie ploaie, vânt, să ne pună la pământ. Și la rău, dar și la bine, vreau să te știu lângă mine. Da, 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 să nu fie ploaie, vânt, să ne pună la pământ. Te iubesc, dragostea mea, te iubesc, ești viața mea. Lângă tine eu voi fi și bătrâne vom iubi. Ne vom iubi. Bravo! Aceste două melodii au fost de sentiment. Da. Prima pentru mine, iar a doua pentru Nea Petrică. Da. Tu le-ai ales? Da.
dar m-am cam supărat pe melodia care îmi place mie, câte minute are, și Constantine câte minute are. Păi, așa este piesa. Trebuie să faceți o continuare la melodia mea. Cu Te iubesc? Da. Îi mai pun o strofă. Avem un alt telefon. Alo, bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Pentru Constantine am sunat. Da. Melodia asta pe mine mă ridică la joc și acasă și la o petrecere. Și cred că toată lumea nu mai stă la masă în momentul când se cântă melodia asta undeva. La nu, la petrecere. Violeta cred că s-a convins ce public. Da, să știți că așa cum este. Cum reacționează publicul, pardon. Așa este, aveți dreptate. E, și pentru asta, eu mai am obicei câteodată să deranjez realizatoarea și interpretul dacă îmi place o melodie și îl rog ca la final să repete o dată. Dacă s-ar putea, Constantine, aș rămâne datoare la amândouă. Încheiem cu Constantine. Când o să se termine emisiunea, încheiem cu Constantine. Vreau să dedic melodia măcar la final unor Constantin dragi mie, începând cu domnul Constantin Roivu, la care zic la câte ani pe anul ăsta și multă sănătate și tot ce își dorește, domnului Constantin Ionescu, care a avut ziua de naștere în preajma sărbătorilor de iarnă, n-am reușit să-l văd, dar îi spun acum la mulți ani și tot ce își dorește, alături de iubita și îndrăgita noastră Nineta Pam. La mulți ani îi spunem și noi. Mai ofer melodia asta și cu dedicație și la mulți ani domnului primar Constantin Neagoie de la Ionești. Și noi. Încă unui primar Costică Lițoiu de la Zătreni. Și noi spunem la mulți ani. Vă pup și să stau până la final să ascult Constantine din nou. Mulțumim. Cu drag frumos. Pentru dumneavoastră și pentru toți cei pe care ați numit. Mulțumim frumos, doamna Mariana. Mi-am dat seama cine i-a sunat. Uitați, n-am avut o idee, dar deja acum nu mai am... Sună telefonul? Da, sună în continuu. Da, ați avut dreptate, doamna Mariana, când a zis că la această melodie trebuie neapărat să ne ridicăm și eu vreau să mă ridic, dar am întârziat și am uitat să-mi schimb pantofii și ca să nu se vadă, rămâneți înapoi, că se numește de la picioare, că am văzut că pe Violeta Constantin o las numai de la picioare, numai de acolo. Îi plac pantofii mei roșii, știi că roșu sare în ochi. Și ziceam că n-ați venit așa îmbrăcată, nu? Pantofii ba, sunt da? În pachet. A, bine, în pachet, da, cu pantofii vin la trei stuță. Păi nu știu dacă ne poți zic, că ți dau ție și rămân eu. 37-38? Da. Da, păi perfect. Eu când eram mică vreau pantofi roșii cu toc și mi-a zis, nu, că ești așa, și acum iau pantofi cu toc, dar nu mai presau că-s prea înaltă. Da, vedeți? Bine, dacă tu te simți bine, nu contează cât ești de înaltă. Da, o să-i porți. Da, Nea Petrică, săptămâna trecută s-a luat de mine și am avut un costum așa frumos. Am văzut, da, cel albastru. Da, și mi-a zis că sunt cât o autostradă. Nea Petrică, cum să-i spuneți așa, fete? Da, m-a supărat pe, da, știți că mie îmi trece repede supărarea. Iată că mai avem un telefon, Raul? Da? Alo, bună ziua! Bună ziua, Alexandra, sunt Alexandra. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc, Alexandra! Vreau să te salut, dar vreau să spun, Alexandra, când ai să mai vii, să spună de... Nu știu cum se fac să vii și eu la inimă, să te aduci, ți-am promis că te trec foarte bine. Foarte bine. Și vreau să faci o explicație, să fie pentru copilașii mei care îi iubesc foarte mult, pentru moașa mea și familia ei, și să fie toată lumea de aici, de la noi, din Drăgană, și pentru... dumneavoastră. Mulțumim. Și Alexandra, că face niște emisiuni foarte frumoase. Mulțumesc. Și eu vreau să pe Alexandra, pe Mihai Criescu, de ce nu-l aduce? Să fie și pentru el, și pentru John Bani. Păi probabil că nu au avut timp, Alexandra, să vină și cu siguranță când or să aibă timp liber, or să vină. Dar oricum nu m-aș sătura ca fi fiecare zi Violeta, niciodată nu. Nu are cum să fie în fiecare zi. Și eu, adevărat, că și eu când au melodiile, las joc, mai ales de aia, nu știu, bărbații ce să mă fac cu tine, ți-am vins, nu știu, e foarte frumoasă melodia. Tată cu dușman, să fie și pentru dușmancele mele, nu? Da, lasă-le, că au și ele rostul lor acolo în viața noastră. Da, da. Mulțumim frumos! Bine, Alexandra! Bine, Violeta, îmi place foarte mult, deci îmi place tot cum se port și femeie tot. Da, mă, noi și la domnul Maneastă, noi să vă spun vieste, da, la Nea, pentru Nea Gigi Vaselen, dar nu. Ajung mai greu la Târgu Jiu. Eu știu. Da.
Așa să fie și pentru Cristi Scurtu, dar cel mai mult și pentru Alexandra și pentru tine și pentru Nea Petrică care lucrează acolo la... Nea Petrică te salută, uite! Să-mi spuneți când e să mai fie, nu știu cum să fac legătura ca să pot să fiu, să fiu dimineața, să fiu duminică acolo. O să afișeze. Da, o să... O să afișeze Alexandra pe, da, pe și ecran. Să veniți. Ați zis că da, ați făcut mâncare? Vreți să veniți cu mâncarea aia care ne-ați promis-o? Că gătiți? Da! Da? Lasă că vă chemăm! Bine, da. Bine, Alexandra. Bine. Da. O zi bună și la fel. Încă o zi bună. Mulțumesc. Bine, Alexandra. Bine, o zi bună. La revedere. La revedere. Ce a zis? Nu am înțeles. Nici eu nu am înțeles. Ce ți-a zis, Nea Petrică? Că și pentru tine. Ah, și pentru mine. Mulțumesc frumos. Mamă, mi-a făcut deja poftă, Alexandra, cu mâncarea aia. Ciuperci? 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 A zis, nu știu ce a zis, data trecută nu mai știu ce a zis. Ieri am făcut niște clătite. Și noi am mâncat clătite. Da? Serios? Da. Dar nu de mine făcute. Nu de tine, de da, mătușa iubitului meu. A, sau de cumnata. Au făcut împreună. Am mai fost și am mai mâncat clătite, dar nu mi-au plăcut toate. De exemplu, când am fost la mare și am mâncat, erau așa făcute, zici că erau așa. La normă. Da, erau... Da, necoapte. Da, erau așa... Și ți-ai făcut-o mai bine? Zici că erau de plastic, habar n-am. Și mie nu-mi place. Știi că cele mai bune mâncăruri sunt cele făcute de mâna ta? Da, da. Și în casă. Dar mie nu-mi place să gătesc. Nici mie, că nu prea mai am timp. Avem un telefon, alo, bună ziua. Bună ziua, sunt Margareta de la Mărăști. Bună ziua, doamna Pare Margareta. Pare bine că sunt două fete frumoase care au intrat în casele noastre să ne bucure sufletele. Așa sunt de voioasă. Vreau să urez multă sănătate copiilor mei, Ana Cristina și Gheorghe, lui Nea Petrică și întregii echipe. Mulțumim, mulțumim. Sănătate lui Dana și Marian Truscă, nepoților mei, domnului primar și tuturor amărăștenilor Constantin Drăghici, doamnele Florentina, Angela, Viorica, Dida, multă sănătate, măicuței mele, și să zic o poezioară. Da, ascultăm. Traiul. Cu plimbare și un dineu, vândut trai mereu. Pentru o masă și un pahar, ce-ai cu traiul în guzunar? Cățelul este de casă, niciodată nu te lasă. Iar asta întărătată, te omoară, nu te iartă. Când te-au pus în telade, nici să clipezi nu se poate. Acolo sub picior să stai, omule de minte n-ai. Poți să-l strici cât ai putea, nu te aude nimenea. Istul din nor, va fi cadoul tău de cor. Ham, ham, ham și nana, pâine nu-i a ta. Pâine n-ai, nu ai nici bani, patră la americani. Încă nu e prea târziu, sari ce este vin. De vrei în țara ta să ai o pâine caldă cum dorești, cum vii. Lumea așa lucrează. Când îi dai, se minunează. Când îi ceri, își pierde tonul. Ce animal sau omul? Mulțumesc mult! Bravo! Mulțumim. La revedere! A zis doamna ceva de câini, ceva cu ham-ham, nu? Da. Așa, mamă, îmi doresc și un cățel. Da, ai auzit, mama? Mami, să iei fetei cățel. Vrea și ea cățel. De câți ani o știu, nu mai aș zice. Cățel cu două picioare a spus că îi aduce. Vreau și eu un cățel. Aveți cățel? Nu, săracul, pe-ar muri singur în casă, când stau eu pe acasă. Dar e nimic, dar de ce să-i țin eu? Că poate așa se îndură, mă gândim. Da, îi spun că este al meu și mi-l ții tu, nu? Da, da, doar așa, ocazional. Ocazional în fiecare zi. Mai avem un telefon, alo, bună ziua. Când ne mai cântați și nouă? Când vreți voi? Păi ne-i vrem, eu cânt. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Sunt de la Horezu, mă numesc Mare Neal. Da. Am mai cerut lui doamna Violeta Costantin câinele din bătătură. O să-l cântăm. L-am cerut și la Etno și nu azi. De ce le evitați, doamna? L-am cântat la Etno, chiar cu acea... Când am cântat cu
cât e de vânătură, a scritat câinele. Câinele, mă ascultați puțin. Am încheiat eu cu acea melodie Câinele din bătătură. Nu l-am auzit. Am cântat-o și pe urmă au cântat Araful după ce am cântat eu Câinele din bătătură. Nu știu, pare foarte logic ce spune dacă... Nu, nu, chiar am cântat-o. Eu știu toate critiche dumneavoastră de când v-ați lansat. Mulțumesc. Am lăsat... Asta e cel mai plăcut cântec. Mulțumesc frumos. O să o cântă. Vă spun eu că multă lume ce și de anul cere, dar dacă l-ar cunoaște multă lumea cere, că e ceva... Da, este melodia mea de suflet, pot să spun așa. Ea mea. Dar să știți că l-am cântat la Eno pentru că a fost foarte cerut și l-am cântat live. Chiar o să fac rost de emisiune și o să-l postez pe internet, să vedeți că a fost cântată. Data trecută când l-am cerut, a zis că l-am cântat. Formă, dar... Probabil că n-a mai fost timp, dar o să cântăm, nu știu dacă l-au băieții pregătit acum, dacă nu, după pauza de publicitate, cu siguranță. Eu vă mulțumesc mult de tot. Cu multă plăcere. Doamne ajută. Doamne ajută. La revedere. La revedere. Cred că acum nu e, cred că nu l-am pus, dar îl punem mâna. După pauza de publicitate, chiar l-am cântat pentru că a fost cerut și acolo unde spre domnul alt post de televiziune. Chiar am încheiat cu acea piesă, live, pentru că s-a cântat live. Nu mă oferesc, nu-l evit. De multe ori nu îl cânt pentru că mă întristează. Este chiar o piesă de suflet. Live. Da. Și l-am cântat, nu? N-am văzut la sfârșit, v-am văzut acolo că a spus. Dar l-am cântat. O să iau emisiunea de la... Și mă așteptam să veniți cu acea fustă. Este cam lunguță, trebuie să o mai scurtez puțin. Mă cam împiedic în ea. Da. Dar o să fac rost de filmarea de la emisiunea de acolo, de la postul de la București și o să postez pe internet să se vadă că l-am cântat. Nu mă oferesc de acea piesă și nu mă oferesc o când live. Haideți să mai luăm următorul telefon. Alo, bună ziua! Alo? Să rămână, domnișoare! Bună ziua! Da, nu faceți delicat din ca lumea, să spuneți pentru cine, pentru care să niște... Păi dedicațiile le spuneți dumneavoastră, noi vă ascultăm. Da, vreau o ciobănică de la Sibiului sau de unde, așa. Astăzi, pentru dumneavoastră, Violeta Constantin nu are melodii ciobănești, dar pot să vă... Ce are, domnișoara Violeta, ce are? Pot să vă cânt live o strofă dintr-o piesă ciobănească. Păi da, să spuneți special pentru domnul Cornea. Pentru domnul Cornea, uite, acum facem live o strofă dintr-o melodie ciobănească. Da, 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 bine. Gata, domnul Cornea. La revedere, mulțumim frumos. Haideți, acum vreți să ne cântați acum acea melodie special pentru domnul. O strofă. Da. Și pe urmă luăm ori telefon, ori cântăm. Mai bine să cântăm. Trebuie să primim și telefoanele. Deci, domnul Cornea, pentru dumneavoastră strofa asta. Dragul mi s-aud cântând, măi, la 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 la. Și din munte răsunând, măi, la 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 la. Clopotul batalului, măi, la 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 la. Și fluierul badului, măi, la 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 la. Zi bădiță, zi mai zi, măi, la 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 la. Până când eu te-o-i opri, măi, la 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 la. Zi bădiță, zi mai zi, măi, la 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 la. Până când eu te-o-i opri, măi, la 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 la. Pentru domnul Cornea. Sunt răgușită, așa este iarna, dar eu am încercat. Mai avem un telefon. Mai avem un telefon. Cred că a închis domnul, nicio problemă, sau doamna. Haideți acum ne cântați, cântați, Petrica ne face gesturi. Gata, da, Petrica, cântăm. Piesa este pregătită? Da. Eu m-am ridicat. Să vezi tu ce ai avut, ai avut, dar ai pierdut.
vezi tot ce-ai avut, ai avut, dar ai pierdut. Să mai poți și tânără și frumoasă, n-ai știut ce ai în casă. Hai să vezi tot ce ai avut, ai avut, dar ai pierdut. Și tânără și frumoasă, n-ai știut ce ai în casă. Hai să vezi tot ce ai avut, ai avut, dar ai pierdut. De ce să-ți rămână toare plecul atun lumea mare? Și tânără și frumoasă, n-ai știut ce ai în casă. Hai să vezi tot ce ai avut, ai avut, dar ai pierdut. Și tânără și frumoasă, n-ai știut ce ai în casă. Hai să vezi tot ce ai avut, ai avut, dar ai pierdut. Thank you.
îi place foarte mult iubitului meu. Iubitului meu Ionuț, care stă după mine mereu și mulțumesc pentru asta. Mai avem un telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Sunteți în direct? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Da, și eu cu Violeta Constantin. Da, spuneți, vă ascultăm! Pentru nepoată mea la Ruca și pentru Daria și pentru mama, pentru la unitatea din Pitești. Gata, pentru dumneavoastră? Da, și pentru o familie. Și mama nepoțuța mică, acum două lună de zile. Să vă trăiască! Să vă trăiască! Că am întâlnit cu dumneavoastră, dar la niște un Pitești. Păi eu știu de ce nu ne-am fi întâlnit. Nu știu, că mai eu la Pitești și nu m-am întâlnit deloc. Păi nu prea stau eu așa prin oraș, doamnă, că da, n-am... Da, da, nici până în parc, acolo, la fântâna, nu. I-a văzut Lufinie, până ne-am întâlnit și noi cu domnișoara Violeta, dar... Dacă ar avea și domnișoara Violeta timp să se plimbe prin parc, ce bine ar fi. Da, iubesc foarte mult. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Da, te-am vedeai și încet, că 4 ore vă făcu apel și nu vă prindeam deloc. Ați fost norocoasă. Da. Mulțumim frumos, la revedere. Păi să vă spun și eu că am fost și eu în Pitești. Așa, și nu m-ai găsit. Și nu m-am găsit. N-am găsit pe nimeni, din câți prieteni am în Pitești, pe nimeni mă să nu găsesc pe acolo. Păi ai sunat? Păi da. Păi tu credeai că stau pe stradă așa? Dar mă gândeam că vă văd prin trafic da, și vă opream. Nici măcar prin trafic. Da, cum zice nea Petrică, stăteam și dădeam bună ziua la toată lumea. Sau cu doamna că stăteam prin parc. Nu prea avem noi timp așa de plimbări. Iar iarna când este frig, stăm în casă la căldurică. Mai avem un telefon. Spunem alo. Alo, bună ziua. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. V-ați sunat odată. Domnul Popescu. Popescu Gheorghe din Stoinești. Da, domnul Popescu, spuneți. O melodie de, pentru la mulți ani, pentru 9 februarie. Da. 9 februarie și pentru soția mea și pentru moșii mei, Sârbu Neagiru și moașa. Cu mare drag. Așa, și pentru fratele meu, Orel. Desigur, pentru toată familia dumneavoastră. Unul un cânte pentru mulți ani și unul pentru soția mea. Acum încercăm și noi. Încercăm și noi să împăcăm pe toată lumea și pentru dumneavoastră și pentru soția dumneavoastră. Live. Live. Da. Live, ascultați-mă. Da. Azi e sărbătoare ziua ta. Prietenii s-au strâns cu tine să bea. Azi e sărbătoare ziua ta. Prietenii s-au strâns cu tine să bea. Petreceți viața cât o fi, la ziua de mâine nu te mai gândi. Petreceți viața cât mai poți, nu lăsa să-ți treacă anișorii toți. La mulți ani cu bine și zile senine, viață cu noroc, la mulți ani. La mulți ani, Gheorghiță, să-ți dea soția guriță, viață cu noroc, la mulți ani. Să trăiască! Să trăiască păinești și dumneavoastră! Mulțumim! La mulți ani și mai băgați o melodie pentru mine! Facem și pentru doamna imediat să vedem ce urmează. Bine, la revedere! Sănătate! La revedere! Duminică vă iar! Păi da, așteptați să ne sunați și în partea a doua. Sunteți binevenit, domnul Popescu. Ne place că sunteți alături de noi. Acum deja urmează publicitatea. Aveți da, probleme cu gâtul? Da, am răgușit, am răcit, asta este. Dar încerc să-i mulțumim pe despre spectatorii noștri și cântând live. Acum publicitate.